Ce să le și mă bucur foarte, foarte tare că suntem împreună în această seară. În Piatra Neamț, unde ne reîntoarcem după un concert în vară. Ne bucurăm tare mult că turneul Cinestezii ajunge și aici și țin să menționez că astăzi este a treia reprezentație a spectacolului Cinestezia, care face parte dintr-un turneu național. Bănesc că știți asta de mine. Cinestezia este un spectacol care îmbină muzica și artele vizuale. În această seară o să ascultați un repertoriu care este compus de mine, pentru că sunt compozitoare, pianistă și cântăreață, și care îmbină muzica clasică cu muzica pop. Trecutul meu vine din zona de muzică clasică. Am cântat la pian foarte, foarte mult timp muzica clasică și acolo m-am format, practic. Iar la un moment dat mi-am dorit foarte mult să cânt cu vocea. Și am zis că ar fi frumos să le îmbin pe amândouă. Și astăzi sunt fericită și onorată să pot să pun în scenă acest proiect, care este un proiect de suflet. Și vă doresc să aveți parte de o seară plină de emoție, pentru că o să asistați la o muzică de film cu voce. Tatăl meu, care a fost dirijor și m-a îndrumat pe acest drum și căruia îi datorez foarte, foarte multe lucruri din punct de vedere muzical, mi-a zis la un moment dat să nu uiți niciodată cine ești. Și cumva acest proiect, Cinestezia, și această combinare a muzicii clasice cu muzica pop vine în urma acestei vorbe pe care mi-a spus-o: să nu uiți niciodată cine ești. Pentru că în tot parcursul meu am tot avut momente în care am căutat să mă definez ca artist, să-mi găsesc vocea, să-mi găsesc locul. Și cumva acest album la care lucrez, cel de-al doilea album pe care urmează să-l lansez, are o foarte, foarte mare legătură cu el. De altfel, un pic mai încolo, în această seară o să vă cânt și o piesă pe care i-am dedicat-o. Până atunci urmează Yesterday, care este o piesă despre dragoste, pentru că nu e așa, dragostea este cea care ne mișcă, care ne face fericiți, care ne face să plângem și pentru care, până la urmă, cred că toți trăim. Thank you.
sunt Lea, sunt compozitoare, pianistă și cântăreață. Pun în scenă concertul Cinestezia, care în această perioadă pleacă în turneu în țară. Este un concert cinematic pop care combină muzica clasică cu muzica pop. Ce la final sună ca o muzică de film cu voce. La Piatra Neamț ați mai fost, ați menționat. Am mai fost la Piatra Neamț în această vară, în cadrul Piatra Fest. Oarecum a fost aproximativ același concert, dar în cadrul turneului, bineînțeles că lucrurile sunt puțin diferite, avem proiecții, repertoriul este modificat, dar m-am bucurat tare, tare, tare mult că revenim la Piatra, pentru că am regăsit un public foarte cald, pe care l-am cunoscut pentru prima dată în vara aceasta și mă bucur că am pus în scenă acest concert aici, pentru că până la urmă este un produs foarte nou din punct de vedere muzical. Piesa Doina. Piesa Elele. Elele. Elele pleacă de la o idee de doină, care mi s-a părut mie că sună doină. Nu este inspirată din vreun text din folclor sau din vreo piesă din folclorul românesc. Când am început să scriu, mi s-a părut că duce în zona de doină și doream foarte tare să am și o piesă în limba română, pentru că în general eu scriu în limba engleză. Și mi-a făcut foarte mult sens pentru mine să scriu această piesă și să am la bază o poveste și o emoție care te duce cu gândul la o doină. Lumea fantastică despre care vorbești în această piesă, de când călătorești în acea lume? De mult, de foarte mult timp. Muzica m-a învățat să călătoresc în lumea asta fantastică. Am petrecut foarte, foarte mult timp în compania pianului. E cel mai bun prieten al meu încă de la 5 ani. Și atunci cred că îți dezvolți cumva o lume în care trăiești, pentru că performanța se face cu multă muncă și cu mult exercițiu. Și atunci majoritatea timpului îl petreceam cântând la pian. E o lume magică, lumea muzicii și în special muzica de film sau, bine, în speță muzica pe care o pun în scenă, este o muzică care te ajută să te duci către visare, către meditație, către introspecție, către emoție și sper că publicul din această seară a regăsit toate aceste lucruri. Cei ce ne ascultă la Jurnal FM vor vedea acest material, dacă ai putea să-i saluți? Sigur că da, o salutare, o îmbrățișare, un gând bun și sper să mai asculte din acest produs muzical.